Este tată pentru aproape 100 de suflete. Irineu Bâlte este preotul care a salvat 10 de tineri lăsați de izbeliște de statul român după ce au ieșit din centrele de plasament. Tot ce au găsit alinarea lângă omului Dumnezeu după ce au fost culeși de pe străzi. Mai mult, preotul îi ajută să-și găsească și un rost în viață. Considerat că nu e corect să stai într-o casă cu mai multe camere și alții să stea pe stradă. Asta spune de fiecare dată preotul Irinel, cel care le-a oferit tinerilor rămași singuri pe lume câte un pat pe care să pună capul și câte o masă caldă. După ce la vârsta majoratului au fost alungați unul câte unul din centrele de plasament, tinerii și-au găsit alinarea în marea familie a preotului. Acolo muncesc și tot acolo și-au întemeiat și propriile familii. Eu am întâlnit situația acestor tineri fără să mă gândesc că există așa ceva. Am fost șocat de ceea ce am întâlnit, că prima impactă mă cu casele din copii și după am rămas legat de ei foarte mult. Imediat ce treci de poarta mănăstirii Prislop, întâlnește aproape 100 de suflete care pot spune în sfârșit că sunt acasă. După ce au fost abandonați și s-au chinuit nopții întregi pe străzi, destinul le-a surâs și le-a scos în cale un preot cu suflet mare. Descoperim în fiecare clipă ce înseamnă familie pentru noi, mai ales în situațiile noastre atât de complexe, de complicate în care noi trăim. Iosif și Liliana Varga s-au cunoscut la mănăstire după ce au fost salvați de preotul Irineu. Nu și-au întâlnit niciodată părinții, așa că s-au apropiat și au ajuns să-și declare iubirea în fața lui Dumnezeu. Eu pe mama mea am iertat-o din toată inima mea, pentru că numai Dumnezeu știe să judece. Eu nu pot să judec pentru că sunt omul lui Dumnezeu. Noi ne ocupăm și de copii care sunt cu probleme și curățenia. Spălatul hainelor. De toate ce trebuie. Și Ștefan a ajuns la mănăstire după ce a fost dat afară din casă în plină iarnă, chiar de către propria mamă. De ultima dată am dormit în stradă. Am dormit 2 săptămâni în stradă cu fratele meu ăsta care e aici de la mănăstire. Mi-a țăpat mama. Părintele Irineu l-a salvat și l-a primit în familia de la Prislop. Acolo și-a întâlnit marea dragoste pe femeia care i-a și devenit soție mai târziu. Am considerat că nu e corect să stai într-o casă cu mai multe camere, cu mai multe paturi și altul să stea în stradă. Dar nu e ușor. Toți tinerii și-au găsit un rost la mănăstire. Fie că au grijă de casă, fie că muncesc zilnic la fermă, toți se simt utili. Părintele le-a cumpărat câteva sute de animale pe care tinerii le îngrijesc cu drag. Ferma de aici, sau mai bine zis gospodăria, că mai mult o gospodărie decât o fermă, este o gospodărie făcută pentru familia noastră, care e o familie foarte mare, o familie numeroasă. A mâncat sănătos și avea și activități. În fond, ergoterapie, tot ceea ce facem aici. Preotul are și ajutoare de nădejde pe Măriuca și Angela, cele două bucătărese. În fond, nu e un ajutor ceea ce fac, e ceva foarte normal, foarte... Ajuns pe ceva, îi dai ceva și el se duce. Noi trăim împreună, noi suntem o familie. E foarte important ca fiecare să-și găsească locul lui. Familiile se destramă când unul trebuie să ducă în spate pe celălalt. Îți lipsește ceva? Nu. No. Am de toate. Viața e fericită dacă știi să o trăiești, spune Sfântul Vasile cel Mare. Dacă vei ști prețui anii, vei fi cât mai fericit. Tinerii de la mănăstirea Prislop nu așteaptă mila nimănui, muncesc pentru a supraviețui, însă dacă vreți să le dați o mână de ajutor, ne puteți contacta la adresa de mail focus@primatv.ro.